nouă săptămână, o altă verișoară a președintelui Maia Sandu s-a ales cu o funcție bună în stat. După ce săptămâna trecută am scos la iveală faptul că Anastasia Tăburceanu, fără concurs public, fără niciun fel de proces transparent, a fost numită în calitate de purtător de cuvânt al guvernului, zilele astea am aflat că o altă verișoară a Maia Sandu a fost angajată la Parlament. Și nu într-o funcție oarecare. Tatiana Batin, în poza pe care o vedeți pe ecran, apare în partea stângă a Maiei Sandu, a devenit șef de cabinet al președintelui Parlamentului, Igor Grosu. Acest lucru poate fi verificat și dacă veți accesa site-ul Parlamentului. Desigur, nu este nimic criminal în asta. Pur și simplu, Maia Sandu și PAS acționează în spiritul consacrat moldovenesc și își promovează în funcții rudele și cumetrii, dând uitării propriile promisiuni date cetățenilor. Când nu avea majoritate parlamentară, Maia Sandu spunea că prețurile în țară cresc din cauza că statul este slab. Iar statul este slab din cauza că în funcție se promovează neamurile. Acum, văzând că în funcție se promovează doar rudele și membrii partidului PAS, înțelegem de ce prețurile au explodat. Și nu doar prețurile la combustibil, dar deja și la produsele alimentare. Hrișca, de exemplu, care în 2019 costa până la 19 lei, astăzi costă deja peste 50 de lei. Și acest abuz la creșterea prețurilor este o dovadă de slăbiciunea statului. Atunci când în funcții publice sunt puși oameni pentru că sunt cumetrii cuiva, pentru că vin dintr-un partid politic și trebuie să participe la o schemă sau la alta și nu oameni competenți și care chiar vor să-și îndeplinească obligațiunile de serviciu, iată, ajungem să ne confruntăm cu această situație. Dacă nu-și promovează rude în funcții, ăștia din PAS își ascund averile. Iar în pofida faptului că au încercat să-și creeze o imagine de oameni simpli și modești, în PAS există foarte mulți oameni bogați cu milioane de euro în conturi. Pe picior mare și într-o casă de milioane locuiește și noul prim-ministru Natalia Gavrilița. Casă de milioane care nu se regăsește însă și în declarații de avere și interese. Altfel spus, Gavrilița a mințit acum, dar a mințit în privința locuinței și în anul 2019, atunci când a ajuns ministru al finanțelor. Și asta probabil din cauza că mai frumos sună la televizor că un om bun locuiește într-un apartament modest de 52 de metri pătrați. Premierul Gavrilița insistă că nu a încălcat legea prin nedeclararea acestui imobil impunător din centrul Chișinăului, deoarece ar aparține părinților. Dar Natalia Gavrilița minte din nou, deoarece legea 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale stabilește faptul că funcționarii publici sunt obligați să declare inclusiv bunurile imobile în care locuiesc, chiar dacă nu au drept de proprietate asupra lor. Natalia Gavrilița, noua prim-ministră, declară că deține un apartament de 52 de metri pătrați, procurat în 1997. Familia Gavrilița nu locuiește în apartamentul indicat în declarațiile de avere, ci într-o casă de milioane, cu două niveluri situate în sectorul centru al capitalei. Bunul imobil aparține părinților noii prim-ministre și este protejat non-stop de ofițeri ai Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Casa a fost construită de părinții actualei prim-ministre în perioada 2001-2005. Imobilul nu se regăsește în declarațiile de avere și interese depuse în ultimii ani de soții Gavrilița, deși legea obligă funcționarii să declară inclusiv bunurile imobile în care au drept de abitație, chiar dacă acestea nu le aparțin cu titlul de proprietate. Bine, să presupunem că această casă de milioane aparține într-adevăr părinților, că a fost construită de tatăl ei. Întrebarea firească este, din ce bani a construit domnul Valeriu Catrănescu, tatăl Natalii Gavrilița, această casă în centrul Chișinăului? Și asta pentru că tatăl premierului a lucrat la Apele Moldovei din anii 90. Chiar și în calitate de vicedirector, salariul dumnealui nici pe departe nu era atât de mare încât să-și permite un astfel de imobil luxos. Și mai curios este că după ce a ocupat funcție de director al Institutului de Proiectare a Sistemelor de Gospodărie a Apelor, Agvaproiect, al Concernului Republican pentru Gospodărirea Apelor, Apele Moldovei, tatăl Natalia Gavrilița a privatizat acest domeniu, transformându-l în anul 2014, când PLDM guverna în Moldova, într-un SRL. Aceste detalii sunt importante, iar dacă ar fi investigate, cu siguranță s-ar scoate la iveală lucruri interesante. Dar chiar și fără investigații, logica este simplă. Sau tatăl Natalia Gavrilița nu este om prea bun și cât timp a lucrat la stat, a furat, cum spun moldovenii, de a reușit să-și construiască respectiva casă în centrul Chișinăului, sau premierul ceva ne mai ascunde. Cu puțin timp în urmă, Igor Grosu o făcea pe grozavul și spunea că trebuie de verificat nu doar averile funcționarilor, dar și a rudelor lor, pentru că prea des
să ne trezim cu situații când bunii și părinții las copiilor palate și milioane în conturi. Numai că atunci când deja este vizat un om bun, în cazul dat Natalia Gavrilița, domnul Grosu imediat își schimbă retorica. Vom iniția procedura pe suspendarea, pe scoaterea imunității și lucrul ăsta să-l facem. Pe confiscarea averii și confiscarea extinsă, ca să nu vizeze doar cei care sunt în funcție, dar și membrii familiei. Exact, pentru că mulți ne spuneau, domnule, voi faceți lucrul ăsta, dar amuș, apare mămica, tăticu, bunica, care toată viața a muncit și uite, a lăsat nepoțelului câteva palate și mașini și conturi în bancă. Și acolo o să căutăm. Din păcate, nu se va întâmpla nimic și nimeni nu va investiga pe bune averea premierului sau a oricărui altui din pas. Și asta pentru că acești oameni buni s-au pus pe ceea ce tot ei numeau altădată capturarea instituțiilor statului. Astfel, PAS vrea să anuleze legea care prevede alegerea directorului CNA prin concurs public pentru ca să aleagă ei șeful acestei instituții, legea dată fiind deja votată în prima lectură. Iar acum, PAS vrea ca să poată demite din funcție procurorul general. În fond, vrea să-și subordoneze instituția. Și nu vreau deloc să-l apăr pe Stoienoglu, care, apropo, a ajuns în fruntea procuratorii tot datorită PAS. În 2019, Olesea Stamatie, ministrul al justiției pe atunci, a venit cu ideea de a alege procurorul general prin concurs. Deci tot ei l-au ales pe Stoienoglu, iar acum nu le mai place de el și vor să-l demită. Acest lucru este însă periculos și pune sub semnul întrebării independența acestei instituții. Și cunoscuta jurnalistă de la TV8, Mariana Rață, a scris pe Facebook că nu susține ideea de modificare a legislației pentru ca procurorul general să poată fi demis, deoarece asta nu e o abordare corectă. Probabil din acest motiv că acționează incorrect, ministrul justiției, Sergiu Litvinenko, a declarat că nici măcar nu va mai cere avizul comisiei de la Veneția. Și straniu că pentru PAS această instituție nu mai contează, deoarece în trecut, anume ei spuneau de fiecare dată că este important ca orice modificare a legilor importante să fie avizate de comisiei de la Veneția, inclusiv și despre legea procuratorii, declara Maia Sandu pe atunci prim-ministru. Comisia de la Veneția menționează în mai multe opinii publicate că dorința guvernului de a se implica în procesul de selecție a procurorului general este rezonabilă, odată ce combaterea criminalității este crucială pentru buna funcționare a instituțiilor statului. Эти поправки, этот законопроект, который уже прошел первое голосование, первое слушание, вы направили на экспертизу Венецианской комиссии или нет? Или не собираетесь направлять? В кондициях, в которых мы не делаем ничего, кроме аппликаем, или делаем так, чтобы легия стабилизировала те же регули эвалуации, респективно, ответственности дисциплинарной, care sunt aplicabile procurorilor simpli și în raport cu procurorul general, nu văd necesitatea expertizării comisiei de la Veneția. Casa părintească nu se declară, iar comisia de la Veneția nu mai contează. Nu o zic eu, o zic sau o demonstrează prin fapte oamenii buni ai Maiei Sandu. Noi, apropo, ar trebui să analizăm ce verișoare mai are președintele ca să ne dăm seama cui vor reveni următoarele funcții. Sau ce concubine au deputații din PAS, poate și amante. Pentru că, vedeți voi, ceea ce până acum era rău, acum e bine, iar schimbarea promisă se amână. Nu se amână însă și scumpirile. Pe zi ce trece, prețurile la toate produsele practic se măresc, mai ales prețurile la benzină și motorină. Și zice guvernatorul Băncii Naționale că prețurile vor crește și mai mult, dacă PAS va majora artificial, adică prin împrumuturi externe, piese până la 2000 de lei. Asta va duce la creșterea inflației, deoarece pensiile și salariile pot fi majorate doar atunci când există creștere economică. Deci, dacă aveți posibilitatea, puneți niște bani la ciorap, pentru că vremurile bune abia încep. Eu sunt Ion Hargel, la revedere!